Aici vedem în toată splendoarea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Am prins un moment foarte bun, razele soarelui cad pe frontispiciu și iată, se creează așa o imagine deosebită, se vede clar. Aceasta este zona istorică, iată tramvaiul care intră acolo printre copacii care îmi plac foarte mult. Asta este centrul istoric cu clădirile vechi, impozante, cu arhitectură deosebită, uite și aici. Deci primăria din Arad, cu semnele noastre naționale românești, steagul tricolor. Iată și mozaicul de excepție. Jazz Festival Arad, sinagogă, cetate, parc, 26-28 mai 2023. Astăzi este 22 mai, atât se poate deocamdată. Un alt corp din Universitatea Aurel Vlaicu. Iată această lustră minunată, iluminatoare stradale. Cadrează foarte bine cu arhitectura locului. Clădirea primăriei este de asemenea monument istoric, construită în 1874-1876, arhitectul Francis Pecar. Bulevardul Revoluției 75 numărul. Iată ușile. Da, este monument istoric, într-adevăr. E o arhitectură, e o clădire de arhitectură extraordinară, impozantă, impunătoare. Iată semnele primăriei și aici la fel. Este într-adevăr impunătoare. Poarta se deschide automat, iar aici ne aflăm în hol la primărie. Cu biserica nu am avut noroc pentru că este luni și este închis, însă putem vedea măcar primăria, clădirea primăriei din Arad, care ne informează despre acest festival. Dar ce este de admirat aici este în special clădirea în sine. Monument istoric, iată câtă spectaculozitate, iată câtă atenție la detalii, la tavan, aceste aplice, coloanele, run, din hol, este accesibil publicului, scări de marmură, arcade, pereți ornamentați. Iată scara impresionantă, a venit un domn bodyguard să mă întrebe ce caut pe aici, am zis că admir clădirea, a fost foarte amabil, dar mi-a zis că doar aici se poate, mai departe nu se poate. Într-adevăr, clădirea este impresionantă, uite, absolut impresionantă. Tavan. Da, este înțeles că nu se poate intra, este instituție publică, dar e atât de frumoasă și fiind monument istoric, evident că atrage turiști. Iată cât de impresionante sunt arcadele. Scările lași de la intrare. Da, o clădire deosebită. Luăm o vedere de ansamblu înainte să plecăm. Acest edificiu impunător. A cărui ușă se deschide automat și ieșim să mai admirăm și pe la exterior.